ocazie specială în care credincioșii baptiști, în mod special credincioșii evanghelici, nu practică botezul copiilor mici pentru că nu pot trece peste conștiința lor, înțelegând că ar fi contrar Bibliei. Noi așa înțelegem din Biblie că un om, ca să poată fi botezat, el trebuie să creadă, el trebuie să-și exprime credința în Iisus Hristos. Biblia ne spune că oricine crede, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Adică nu cu gura nașilor, nu cu gura altcuiva, ci tu în mod personal. Un copilaș, așa cum în cazul nostru este micuța și frumoasa Sofia, Sofia înseamnă înțelepciune, aș vrea să întreb, nu știu, dacă știi cât e radical din 100, sau... Păi nu interesează acum, uitați, avar n-are de la lucrurile astea, le va ști mai târziu, sunt sigur de lucrul acesta. Însă, noi credem, așa cum Doru și Monica, la rândul lor, cred, este de importanță crucială să venim cu copiii noștri și să-i aducem înaintea Domnului. Pentru că înțelegem că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Amin. Orice familie care își aduce copiii înaintea Domnului, de fapt, face o declarație de credință. Declarându-și dependența față de Domnul, neputința și incapacitatea de a purta singur de grijă copiilor, de a-i îngriji, de a-i veghea, de a le asigura cele necesare, fără ajutorul Domnului. Așa că toate acestea le încredințăm în mâna Domnului. Iar atunci când va veni vârsta deciziilor majore, familia crede și stăvilește rugăciune și credem că și ne rugăm ca Sofia să-L aleagă pe Domnul, ca Mântuitor și Domn al vieții ei. Dar până atunci, pentru că familia aceasta are ceva special. Și v-am spus că unul din regretele mele ca pastor după aproape 30 de ani de păstorire este că n-am predicat suficient de mult și n-am încurajat familiile să aibă mai mulți copii. Așa ar fi trebuit să fac și este un regret al meu. Îmi pare rău. Așa că vreau să spun Domnul să-i binecuvinteze cei mai în vârstă, pe cei care au pornit această familie. Sora Mărioara, sunteți aici și vrem să știți, chiar dacă ne vedem rar, că vă bucurați de respectul și aprecierea noastră. Prin faptul că aveți aici un fiu la noi la biserică, biserica Iurința vă respectă și vă iubește. Aștept aici să... Așa. Așa că vă rog din partea bisericii Iurința, Sora Mărioara, ca mamă de 10 copii, primiți acest buchet de flori din partea noastră. Domnul să vă mulțumim. În continuare și cu satisfacția că aveți acești copii și ei sunt aici, în casa Domnului și lucrul acesta este extraordinar. Fiți binecuvântată de Domnul. Amin. Iar noi, urmând exemplul Domnului care a spus lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci acelor ca ei este împărăția cerurilor. Mi se spune că i-a chemat la el, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Invit familia Coron, Doru și Monica să vină aici. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Sofia. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Sofia. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Sofia. Amin. Amin. Încredințăm, Doamne, această fetiță în mâinile tale. Uită-te la atitudinea părinților care cu smerenie vin înaintea ta și îți încredințează această fetiță. Binecuvintează-o, Doamne! Amin. Ferește-o de rău, de orice pericol, amin, de orice lucru rău care i s-ar putea întâmpla în viață. Dă-i sănătate în trupul ei, amin, dar mai ales dă-i sănătate în sufletul ei. Amin. Doamne, dă-i o minte, așa cum este numele, amin, de înțelepciune, dă-i o minte înțeleaptă, o minte ageră. Ajută-o, Doamne, ca să crească după voia Ta. Amin. Ajută-o, Doamne, ca
la vârsta deciziilor majore mai ales, să poată să le leagă pe Domnul Iisus ca Mântuitor și un om. Ajută să poată să acumuleze înțelepciunea acestei lumi, dar cu discernământ, luând tot ceea ce are nevoie pentru viața aceasta, să se pregătească pentru ea. Ajută ca în locul unde va fi să fie binecuvântare și nu blestem, să fie cap și nu coadă. Doamne, pune în jurul ei oameni înțelepți, oameni ai Tăi, care să știe să o sfătuiască după voia Ta. Dă și părinților sănătate, ca să poată să-i câștige cele necesare vieții. Dă-le putere de muncă. Dă-le înțelepciunea care vine de sus, ca să știe să îi îndrume primii pași pe calea credinței. Binecuvintează-i unchii, mătușile, verișorii. Binecuvintează-i, Doamne, bunicii cu tot ceea ce trebuie de la Tine. Acolo unde trebuie sănătate, dă sănătate. Unde trebuie dat mântuire, dă mântuirea Ta, Te rugăm. Și dincolo de ceea ce știm noi cere sau gândi, vino prin Duhul Tău cel Sfânt. Vino cu înțelepciunea Ta desăvârșită și revarsă din plin peste această familie a lui Doru și Monica și în viața Sofiei. În numele și pentru meritul Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Amin. Doru și Monica, că aici e mai ușor de adus, dar de dat este mai greu. Vreau să vă întreb dacă voi recunoașteți că Sofia este primul copil. Dacă voi recunoașteți că este darul lui Dumnezeu pentru voi. Slavă Domnului! Mai vreau să vă întreb dacă promiteți înaintea bisericii, înaintea Domnului și a familiei, într-o lume în care sunt atâtea drame în familii și copiii cresc despărțiți fără modelul de mamă și tată. Dacă voi vă angajați față de Dumnezeu și unul față de celălalt, să o creșteți împreună, ca mamă și tată, pe Sofia. Domnul să vă ajute. Și aș vrea să vă mai întreb dacă voi vă angajați să o creșteți pentru gloria lui Dumnezeu. Atunci, o dăm înapoi, crezând că voi sunteți oameni de cuvânt și așa veți face. Să vă binecuvinteze Domnul. Amin. Avem și pentru voi